Dintre cele 100 de culturi agricole care constituie 90% din hrana lumii, peste 70% sunt polenizate de albine. Dacă albinele ar dispărea, iată câteva alimente pe care ar trebui să le scoatem din dietă. Mierea, mâncarea zeilor, dar și unul dintre cele mai comercializate și mai traficate produse alimentare. Astăzi vom afla câteva cifre esențiale. Vom descoperi de ce apiterapia a fost practic inventată în România și vom cunoaște un tratament inovator pe bază de aer de stup. Aerul este extraordinar de plăcut, mirosul, aroma respectivă și îți dă o stare de liniște, de calm, de meditație.